Salut, români! Aici Picăl și bine găsit la un nou minunat vlog, bă, și canal. Ne-am reîntors pentru a treia oară în... Fabrica de bere! Cum bine știți, a fost și Teo destul de recent. Și dacă tot e vibe-ul ăsta acum, mai ales că avem și Teo pe aici, hai să ne reîntoarcem și noi să mai... Explorăm pentru o ultima dată locul, mai ales și n-am mai explorat noi. Sigur, ultima oară. Așa, da. Așa, hai că da. Și, na, oricum, acum ne-am trecut la o mică pauză, oameni buni. Așa, pe ce în urmă, un like, un share și un subscribe în cazul care sunteți noi. Și ne auzim imediat când începem explorarea. Ok, am băiat, am terminat țigările. Și ne-am aici cu... N-am terminat. Cu câțiva de ăștia de noștri. Și încă câțiva vizitatori. Și, na, ne punem noi mai vizităm, ne mai arătăm la băieți pe aici. Și, cazul în care găsim ceva mai interesant, dăm drumul iar la filmare și vă arătăm. Ok, no, am terminat și ne-am luat pe băieți acolo în treaba lor. Și acum mergem sus pe acoperiș să vă arătăm acoperișul. Fiindcă, dacă nu mă înșel, în ultimele două vloguri n-am fost nici pe clădire propriu și nici la mansardă. N-am fost. Și, na, cel mai probabil o să mai ieșim un pic prin curte, să mai mergem prin locurile prin care deja am fost, ca să vedem dacă s-a mai schimbat ceva. Ia, și în rest... Mamă, iau și poliția pe aici. Și, na. Noi totuși, tot ce mi s-a părut mie amuzat e că băi s-au complicat să intre fix pe unde a intrat și Zeciu. Am intrat pe intrările alea noastre, le știți bine de vlogurile trecute. Să totuși cumva intrați, dar vreau un like și faceți 9000 de abonați până la final de an, fiindcă mai avem nevoie de încă 300 de abonați, oameni buni. Doar 300 de abonați. N-am făcut naiba, 20 de abonați într-o lună, am încredere în voi. Și, na. Cum i-ar văd din cadrele anterioare, m-am ajuns noi pe oameni buni pe clădire în propriu zis. Intrăm acum în cea mai rămas din acoperiș. Baftă, frate. Și, na. Cam așa arată locul, stați să vă pornesc obliciul. Cam așa arată locul pe aici, nu-i nimic interesant, doar faptul că e pe clădire, e tot ce e interesant aici. Și, na, cam e la fel ca jos, doar că culem pe aici. Și mai încolo e o dita mai groapă de n-avem cu să trecem din ea. Ia uite și pe nebunii aia doi. Și, na. Acum vom cobor și noi oameni buni în curte, vă mai arătăm pe acolo și vedem de acolo. Îs jointule. No, am ajuns înapoi la etajul întâi. Știți, locul ăla care ne duce spre ieșire. Și de aici vedem noi ce facem. Ok, ne-am mutat și noi oameni buni. Suntem aproape de ieșire. No, considerați vlogul ăsta special de 700 de abonați faptul că ne-am întors aici. Și chiar că dacă facem și la asta iarăși încă 50 de like-uri, ne reîntoarcem cu grafitiuri și marcăm astea cu Picăl XD. O iau drept branding. Mai țineți minte, oameni buni, câte chestii s-au întâmplat pe aici. Încolo-s blocate. Mai nimica nou pe aici, sincer. Uite și grafitiuri și alea. Oricum e fain pe aici. Ia uite și pe nebunia pe spate cu ăla cu șcândura. Băieții lancii sunt și ei plus aparent. What the fuck? Ia uitați asta de grafut. Ia uite, frate, grafutul. Ce vreau și oră cu capraule. Asta mai aveam și nu meream. Și cam asta arată locul, oameni buni, din afară, ca să nu și pe partea asta, că n-am prea mers pe aici. Ia uitați-vă un pic, oameni buni. S-a spânzurat moscă. Nu, ia uite, la aici ăsta meu a plecat, e moromeții. Ia uitați-vă pe aici, grafituri mișto, băieții sunt sus. Hai că e bine. Ce părere aveți, bă, să ne întoarcem aici după 4 luni? Nu știu, dar mie asta mi-a dat vibe de șuncă, brânză, roșii, ceapă, mi-e foame. Ma, a dus porcu, frate. Cred că aici se prălesc porcii. Poți ca pe șanchier. Chiar da. Bă, de mișto și de acum, că nu mai e nici să ne murdărim și alea, mult mai bine. Partea oricum, oameni buni, au și noi o pauză de țigară și ne întoarcem. No, acum oricând și noi înapoi sus, oameni buni, m-am arătat ce mai era prin curte. Era ăla de... Ce, frate, așa e curte, mă. Ne-am arătat și eu la oamenii. Ba da, frate, ne-am arătat și balansoarul. Ne-am arătat unde făceau ăștia porcul de Crăciun. Raule, o să-mi fie dor de tine de Crăciun, bă. Bine, ăsta al meu s-a luat un catarul în cap, flocea. Asta că e funceat. Hâți, jointule, hâți. E perfect. No, ia uitați unde ne-am întors în vechea clădire principală. Doamne, ajută. Hâți, jointule. Ne-am întors, noi am bune, am intrat și noi. E plin de tufe acum pe la intrarea noastră. Și acum încercăm să îi ducem pe băieți sus. Deci să-i urcăm la etaje și de acolo vedem ce mai facem. Oameni buni, la 50 de like-uri partea a patra de la vlog am găsit o clădire nouă în care putem intra, pe care n-am explorat-o. Așa că 50 de like-uri și dăm drum. No, oameni buni, ne-am mai plimbat și noi un pic pe aici, am mai găsit o grămadă de oameni care deja știau de locație. Asta e prima dată în cele 3 părți ale noastre când venim aici în fabrică, când dăm de oameni, așa că, na,
Plus că băieții care au mai venit ne-au arătat nouă câteva locuri destul de faine. Așa că oameni, la 50 de like-uri, dacă faceți și la asta 50 de like-uri, lângă faptul că suntem cei mai tari, venim iarăși pentru partea a patra. Așa că eu am fost Pickle, voi ați fost voi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Știu că mă uit în jos, însă cobor și niște scări. Am fost Arthur de Camila, Piki și Flocea. Vă las Instagram-urile fiecăruia în descriere cât și pe ecran. Eu am fost Pickle, ciao!